ar putea fi ceva interesant. Am luat cartea, am întors-o și pe spate era fotografia unui om atât de încruntat, încât am spus, a, asta este clar o carte dintre cele, să le zicem așa, fundamentaliste, care ne explică că dacă te duci la cinema, îți pierzi mântuirea, n-ai cum să fii smerit dacă te uiți la film, cinematograful e din acel om. Și efectiv am aruncat cartea înapoi pe raft și nici n-am vrut să aud de așa ceva. N-am citit prefață, n-am citit nimic. Deci a fost o prejudecată și o întâlnire ratată. Dar Dumnezeu l-a așezat ulterior, când, printr-un moment de grație, aș spune chiar de har al cinematografului românesc, reprezentat de filmul După dealuri. După ce am văzut acest film, care, dintr-un motiv greu de explicat, a ajuns extrem de controversat în media românească, în blogosferă, în online, am scris o cronică de amator. Și cronica aceea de amator mi-a atras prietenia lui Marian Brădulescu. Mi-a răspuns pe blog și apoi am început să corespondăm. În aceeași perioadă, eu am avut o problemă la un picior, am fost operat și a fost practic ca ceea ce englezii numesc a blessing in disguise, pentru că am avut toată perioada aceea în care am stat acasă, de, nu știu, o săptămână, două, în care am văzut în fiecare zi câte un film trimis de Marian. Și am început, practic, în două săptămâni, am văzut 10-12 filme și am început această călătorie în lumea filmului ca artă poetică și care are ca principală materie, am învățat tot de la Marian și ulterior de la Tarkovski, timpul. Citind cartea recomandată de Marian, Sculpting in Time, traducerea engleză a autobiografiei artistice a lui Tarkovski, am înțeles că timpul este materia din care se fac filmele și așa am început să înțeleg că filmul este o artă poetică, pe care am început apoi să o citesc împreună cu Marian în cheie steinhardiană, pentru că acesta cred că este unul dintre punctele noastre comune, suntem amândoi mari nu admiratori, aș spune iubitori ai lui Steinhardt. Mie chiar îmi place să spun că sunt un ucenic al lui Steinhardt, fără îndoială cel mai nevrednic pe care îl putea avea părintele. Și încet, încet am ajuns la înțelegerea faptului, bine, bănuiam acest lucru, dar noi am aprofundat diverse idei, că sigur arta nu trebuie să fie predică, nu trebuie să fie propagandă, trebuie să fie comuniune. Și mi-a venit în gând un citat din Marcel Proust, care spune despre roman, vorbește el, dar se aplică oricărui tip de artă. Toate sentimentele pe care ne fac să le resimțim bucuria sau nenorocirea unui personaj real nu au loc în noi decât prin mijlocirea unei imagini a acestei bucurii sau acestei nenorociri. Sunt dezlănțuite în noi timp de o oră toate bucuriile și toate nenorocirile posibile, dintre care în viață, pentru a le cunoaște pe unele, ne-ar trebui ani de zile, iar cele mai intense nu ne-ar fi revelate niciodată, pentru că lentoarea cu care se produc ne împiedică să le percepem. Și aș spune, eu l-aș completa, îmi permit să-l completez pe plus, uneori viteza cu care se produc. Deci revenim aici la cheia filmului, la limbajul filmului care este timpul. Și am înțeles alături de Marian Rădulescu în această călătorie că arta este un fel de prop de art. Artistul este un canal de transmisie al unor trăiri pentru care are un organ special. Sau, ca să vorbim în termenii Sfinților Părinți, artistul este administratorul unei bogății, care nu este a lui, care a fost dăruită pentru a o da și celorlalți. Și arta este un drum către noi înșine. De aceea, într-un fel, pot să înțeleg ceea ce a spus la un moment dat Părintele Savatie Baștovoi, care era de părere că cea mai anticreștină formă de artă poate să fie de folos creștin, dacă știe de unde să meargă mai departe. Repet, deci am înțeles arta și arta cinematografică în special, nu ca pe o predică, ci ca pe o sensibilitate a comuniunii.